copacul la ora 7. Pe la 8 și jumătate ajungem la chilia. Pacienții deja sunt programați în cabinet și o să stăm acolo până terminăm treaba. Cristea vă deranjează de la Chilia Veche din Delta Dunării. Am și o solicitare să fac un transfer la Tulcea pentru un pacient de 57 de ani cu un accident vascular cerebral constituit acum în cursul dimineții, exact în mașină. Din punct de vedere medical ne simțim neglijați de către autorități. Deci, vreau să nu știți că noi am stat cam 7-8 luni de zile fără medic. Da, măcar ne mulțumim și cu ea. Ce să facem ca ăștia? Unde să te duci? Dacă aici ne-am născut la țară și mai ales am văzut drumul cum este. Măcar drumul ăsta dacă era. Tulcea, noi am fost deficitari din punct de vedere al medicilor de întotdeauna, dar parcă cam în perioada asta n-am fost niciodată, nu știu, mi se pare că suntem din ce în ce mai puțini. Ați văzut că nu numai în domeniul medical sunt aduși foarte mulți oameni din zonele astea, India, Sri Lanka, Nepal, Vietnam. Sunt oameni care sunt foarte harnici și care nu își doresc sume foarte mari de bani pentru a munci. Rapid, foarte mult, apă scăzut. Depinde cum va evolua sau va involua la nivel național medicina de familie. Că în ritmul ăsta o să fie un lux să-ți găsești un medic de familie. Ce am avut doar astăzi. Ai rămas mai mult sau mai puțin în localitate. Nu știu dacă